statul la stat. E momentul să ne revoltăm. În România, siguranța feroviară e o loterie. Trenurile se ciocnesc, sar de pe șine, iau foc, iar pasagerii ajung la destinație chiar și după 24 de ore. În mijlocul acestei realități mai primim o palmă de la Bruxelles. Comisia Europeană îi acuză pe funcționarii și politicienii români că au transpus greșit directiva europeană privind siguranța feroviară. Acum oficiali europeni cer explicații și ne amenință cu sancțiuni, cu amenzi, statul la stat. Primele imagini cu cele două trenuri de marfă care s-au ciocnit în gara din Fetești. Grav accident astăzi pe calea ferată în Miercurea Ciucă. Accident feroviar grav în județul Suceava. 11 oameni au fost răniți după ce două trenuri s-au ciocnit între Ploiești și Brazi. Oamenii legii trebuie să spună cine e de vină în accidentul care se putea transforma într-o tragedie. Încă nu a ajuns la destinație. Este vorba despre trenul cu 30 de copii reveniți din tabăra de la mare, care au fost ținuți azi noapte în câmp. În România, astfel de știri aproape că au devenit o obișnuință. Trenuri care se ciocnesc între ele sau, pur și simplu, sar de pe șine. Locomotive care iau foc ori se defectează în mijlocul vreunui câmp, la zeci de kilometri distanță de orice localitate. Oameni care, atunci când au norocul să nu fie răniți într-un astfel de accident, ajung la destinație după mai bine de 24 de ore de stat în tren, flămânzi, însetați, plini de revoltă și umilință. Bă, jocul! De toată, cum să zic, nu am cuvinte. Bătaie de joc. De ieri am plecat de la 16 din Arad și acum am ajuns aici. Am stat vreo 8 ore așa în ploaie, în frig. Într-o curbă au sărit ultimele două vagoane de pe linie. Liniile noastre. Mai trebuie și ele curățate, mai trebuie și ele grilate. Siguranța pe calea ferată pare să fi devenit o loterie. În mijlocul acestei realități, Comisia Europeană pune degetul pe rană. Într-un document intern obținut de Digi24, îi avertizează pe funcționarii și politicienii de la București că au greșit transpunerea directivei privind siguranța feroviară. Oficialii europeni au identificat numai puțin de 54 de probleme. Fiind un document intern, nu au dorit să facă prea multe comentarii. EU-Pilots este un mecanism de dialog informal între Comisie și statul membru în cauză cu privire la aspectele legate de potențialele nerespectări ale legislației UE. Este utilizat înainte de o procedură formală de încălcare a dreptului comunitar. Documentele legate de această procedură nu sunt publice, se arată într-un răspuns al Comisiei. România este acuzată că a făcut o legislație internă confuză, care lasă loc interpretărilor, folosind cuvinte, definiții și exprimări neconforme cu reglementările europene, dar și că nu a transpus integral anumite prevederi. Eu nu pot să spun cu certitudine că n-a fost transpusă, dacă și de ce n-a fost transpusă, dacă n-a fost transpusă în întregime cum ar trebui, de ce a fost făcut asta în 2019. Ce pot să vă spun ca zonă generală de la nivelul meu este că constat în zona feroviară e o anumită rezistență la schimbare, mult mai mare ca în alte domenii. Povestea transpunerii legislației privind siguranța feroviară începe în 2017, când se constituie un grup de lucru format din doi directori din Ministerul Transporturilor și mai mulți șefi din Autoritatea de Siguranță Feroviară. Ar fi trebuit să finalizeze totul până în iunie 2019, dar au depășit termenul stabilit, iar Comisia ne-a amenințat cu demararea procedurii de infringement. Și, după ce că nu au terminat la timp, funcționarii români au reușit și contraperformanța de a transpune greșit directiva. Președintele grupului de lucru a fost Ana Maria Dăscălu, directorul Direcției Transport Feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor. Din păcate, procedura este procedură și eu trebuie să o respect, prin urmare vorbit cu colegii de la Departamentul de Comunicare. Ați fi dispusă să-mi acordați acest punct de vedere dacă vorbesc cu ei? Instituțional se răspunde tuturor solicitărilor care vin pe preț. Doamnă, eu vă întreb dacă dumneavoastră mi-ați acordat acest punct de vedere pentru că ați condus grupul de lucru. Încă o dată, nu am atribuții în a discuta cu presa și tocmai am discutat și mai mult decât puteam.
Am încercat să căutăm răspunsuri la șefii din Autoritatea de Siguranță Feroviară. Și aici, lipsa de transparență este aproape totală. După ce am solicitat conducerii un punct de vedere, am fost sunați de directorul ASFR, George Micu, pentru a ne transmite că nu înțelege de ce îi cerem tocmai dumnealui un punct de vedere pe acest subiect. Aș vrea să știți că ASFR, ca organism în cadrul AFER, nu are competențe în transpunerea directivelor. Nici nu poate să poarte el o corespondență cu comisia. Haideți să vă zic. Probabil să fie altceva dacă a ajuns la mine. Nu, ascultați-mă. Haideți să vă zic de ce. În sensul alte informații de care eu nu știu. Nu, pur și simplu am luat ordinul din 2017 privind constituirea grupului de lucru pentru transpunerea directivei și acolo majoritatea membrilor grupului sunt de la dumneavoastră. În aceste condiții, am mers direct la sediul Autorității Feroviare Române, care este și sediul Autorității de Siguranță Feroviară. Având ordine stricte, paznicul ne avertizează că nu avem voie să filmăm clădirea nici măcar de pe trotuar. Suntem pe spațiu public, pe trotuar. Dar nu pot să filmați clădirea și de director și să... Dar să filmăm clădirea? Da. Ce sediu? La ce sediu? La mișto? Nu știu ce să vă zic, dar de ce se supere că filmăm clădirea, că suntem pe trotuar? Nu contează. Deci noi nu putem să filmăm nici măcar clădirea? Nu. Nu? Sunteți siguri de asta? Da. V-a transmis domnul director asta? Da. Cum adică de ce? Pentru că se supere directorii de aici. Am mai fost o chestie, da? Da. Chestia despre care vorbește paznicul a fost tot o vizită a echipei Digi24 la AFER pe un alt subiect, atunci când directorul general Iordan Vintilă a avut o izbucnire nervoasă. Vă puteți liniști puțin? Nu pot mă liniștesc pentru că nu am ce discuta. Eu nu sunt aici la pușcărie. Ce veniți cu ceva? Vă somesc să nu filmați. Domnule Vintilă, vă rog să vă liniștiți o secundă. Ieșim, nu-i nicio problemă. Pe ușă, domnule. Să stăm de vorbă cu directorii din AFER și ASFR care au lucrat la transpunerea directivei a fost o misiune imposibilă. Toți invocă regulamentul intern al instituției, care nu le permite să vorbească cu presa fără aprobarea șefilor. Și, evident, această aprobare nu vine niciodată. Vă rog să-mi dați voie mai întâi să solicit acordul conducerii, pentru că părerea mea este că există o legislație, o ceva, care mă obligă să fac acest lucru. Ministerul Transporturilor acoperă erorile făcute de proprii oameni și nu vede o problemă în documentul trimis de Comisia Europeană, spunând că așa este procedura. Cu alte cuvinte, reprezentanții ministerului susțin că se pot face greșeli la transpunerea unei directive, din moment ce oricum le vor corecta funcționarii de la Bruxelles. E simplu să spui da, asta e procedura, așa se întâmplă mereu. În realitate, este o problemă de competență administrativă care nu reușește să fie consolidată în România. Acum, oficialii europeni ne cer să reparăm greșelile. Autoritățile române au transmis deja un răspuns cu privire la cele 54 de probleme semnalate. Comisia Europeană ne avertizează că, în cazul în care acesta nu este satisfăcător, ar putea urma și sancțiuni.